Am revenit în direct, oameni buni. Cu siguranță nu v-ați fi așteptat să-l vedeți aici, dar iată că a venit curajos, cum îl știm, să răspundă celor mai picante întrebări. Serghei Mizil! Sunt vagabondul vieții mele. Uite viața frumoasă. Ca într-un film Curaj Kapoor. Nici nu știi unde ai venit și de asta spun că oamenii nu se așteptau să vii la nebunia asta de rubrică la sosurile picante. De ce? Pentru că mănânci ciute, dacă nu spui tot. Eu oricum mănânc ciute. Da? Hai că abia așteptăm să vedem. Știi că avem mulți curajoși care vin aici și zic chestia asta, mamă, ce mănânc eu iute? Nu mai iute mănânc. Ce telefon, îmi place. 2021, știu că am văzut asta undeva la Pepe, cred că la Bar Online, unde povesteai de telefon. Pe dacă nu se fac nimic cu el, se fac cu telefonul. Poți să ia, cum stai tu pe Facebook pe el? Păi nu stau pe Facebook. Pe TikTok? Păi nimic. Pe TikTok-ul e plin cu tine. Pe YouTube, că ai canal de YouTube. Păi mă stă cine altcineva. Am înțeles. Perfect, oameni știu buni. Știu că e TikTok-ul plin, dar nu le pun eu, nu știu ce ne pune. Oamenii care te urmăresc la tot felul de acțiuni și decupează tot felul de momentele cu tine. Deci lucrurile stau în felul următor. Mănânci. N-am voie să vorbesc curat. Cine ți-a zis? Greta? De la poartă până aici, toată lumea. Deci îți dai seama. Când te-a întâmpinat, cum ți-a zis Greta? Serghei? Nu, vezi că n-ai voie să-mi jur că e 3. E 3, da, exact. Deci la 4 e chiar 4. Mai avem 5 minute. Bun, fii atent. Deci tu spui că mănânci și iutești, că n-ai absolut nicio problemă. Lucrurile sunt foarte simple. Toate îți dau o întrebare. Da. O citești în gând, răspunsul trebuie să-l dai. După ce dai răspunsul, ne hotărâm dacă mănânci sau nu iute. Pentru că dacă răspund tot mănânc? Păi nu citesc întrebarea și lumea nu știe la ce te-ai referit. O să vezi că la un moment dat e cu nume, cu prenume, cu tot ce trebuie. Asta am început ușor așa, ca să te acomodezi cu noi. Deci trebuie să răspunzi la întrebare. Uite, punem puțin. Cu Serghei, care oricum mănâncă iute. Păi cam toate au fost penibile la băutura mea. Ok. Cel mai penibil a fost, adică, cel mai penibil din punct de vedere, așa ce s-a întâmplat, că la premiile la Capatos, că m-am venit matos și m-am dezbrăcat. Nu știu dacă ai văzut secvența. Da, da, e celebră. E celebră, da. Îți pare rău de acel moment? Mie nu pare rău, lor le-a părut rău că m-a invitat. Bun, citim întrebarea că a fost de încălzire așa. Păi eu le-am spus, bă, nu mă chemați, că sunt așa, nu, haide, bine. Și când te-ai dus? După aia, nu știu, cum să mai mă scoată. Bun, deci întrebarea a fost simplă, ca să înțelegi. Acum, dacă tu nu vrei ca eu să citesc întrebarea, rupeam și lumea nu știa la ce te-ai referit, că asta a fost mai ușoară. Dar acum citim. Numește cea mai penibilă experiență de la una dintre bețiile tale. Deci răspunsul e la una dintre emisiunile lui Capatos, când te-ai dus... Da, de nici... Îmbrăcat, ai plecat dezbrăcat. Pentru că așa, dacă le fac în cercuri mai restrânse, merge, dar acolo m-a pus o țară întreagă. N-a fost exact ce te vrei. Trecem la ușor la a doua întrebare. Acum trebuie să dăm nume. Tu dai numele, lumea nu știe la ce te referi. Mănânci iute, rupem întrebarea. Nu mănânci iute, citim și lumea află la ce te referi. De acum începe distracția. Nu, că nu mi-a făcut niciun avansuri. Mă, nu cred. Din showbiz. Nimic? Nu, pentru că niciodată nu m-am amestecat în locul unde lucrez. Nimic? Nu. Și am filmat cu toate relații de bare, prietenie, asta n-am avut niciodată nicio... Păi nu, dar să simți tu că, băi, Serghei, băi, ceva... Nu, dacă spun, nu, dacă spuneam, da, da. Bă, nu mă așteptam la răspunsul ăsta. De ce? Pune numele, păi că ești crai, adică ești cuceritor, ești șarmant și mă gândeam că... Păi sunt atât de idiot la televiziune, erau toate, unde sunt toate camere și toate vorbele. Păi după. Păi și după, tu nu s-auzea? Am înțeles. Spune numele a trei femei din showbiz care ți-au făcut avansuri și presa nu afla niciodată. Deci nicio femeie din showbizul românesc nu i-a făcut avansuri. Dar tu ai făcut avansuri vreunei femei din showbizul românesc? Nu. Nici tu? Nu. Bravo. Păi ce vrei să mă complic? Nu? Mergem la a treia întrebare, e mai lungă. Va trebui să dai un răspuns. Bă, ți-o zic că nu mănâncă, uite. Sau poate mănâncă. Mănânc. Aici? Ia să... Trebuie să dai doar un nume. Da. Sau trei. A, trei nume. E tare și asta. Ce aleg din toate astea? Cum? Ce aleg din toate astea trei? Păi, nu, fiecare pentru ce se potrivește. Păi eu le-aș să-l tapă toate pe gură. Da.
peste Bolnaș arunca pe niciuna și nici n-aș rămâne acolo veșnicie. Păi da, dar trebuie să alegi cum ar veni. Ce aș face eu? Da. Păi l-aș săruta pe gură. Pe toate? Și mai merge și mai departe, dacă aș fi înconjurat pe insulă. Citim, da? Păi citește, nu? E light, de asta zic. Da, da. E colegul meu, Andrei Dobrogea, care a scris întrebările, a fost într-o formă destul un pic... slabă. Slab, așa e, nu știu ce s-a întâmplat. Până acum. Ești păi normal că alege, ce, cum să le arunci dacă sunt colegele mele, cum să le arunc în apă? Dobrogea zice că nu e, l-a scris, te rog frumos, Dobrogea, trimite repede una pe WhatsApp. Trimite una pe WhatsApp, acum marca ta. Stai să rămână acolo, n-are sens, mai bine... Deci omul, dacă s-ar afla pe un în mijlocul oceanului, pe barcă, alături de un echipaj format din Daniela Crudu, Loredana Chievu și Simona Trașcă, întrebarea era pe care ai sărutat, pe care ai aruncat peste bord și pe care ai rămână veșnicie, știi, era și un joc. Deci da. Toate trei ar fi sărutate, pupate... Greu să rămâi cu oricare din ele pe veșnicie. De ce? Păi nu știu cât rezistă, ele sau eu. Cine crezi că ar ceda primul? Nu știu, cu Daniela Crudu? Cruda și cu Trașcă am o relație deosebită. Adică am filmat foarte mult și sunt, am chiar relație de amiciție. Mergem la următoare întrebare? Mergem. Ia, hai să vedem. Andrei, hai că așteptăm și de la tine întrebări, ceva marca ta. Că a zis Serghei că e ceva light, adică... Cu care mă căsătoream. Dar nu trebuie, dai un nume atât. Da. Dai un nume că poate mâncăm iute. Stai să mă păi dăm un nume, rupem întrebarea și lumea nu știe la ce ne-am referit. Cu Delia. Delia? Da. Citesc? Da, domnule, de ce nu? Păi mă gândeam că mănânc și iute de asta, adică tot aștept la iutele alea. Păi dacă vrei mănânc, fără să citesc. Nu. Trebuie să jucăm corect. Numește o femeie din showbiz cu care te-ai fi căsătorit dacă nu erai însurat cu Cora Mizil. Delia. Dom'le, e și frumoasă, și cântă, și are prezență, adică are toate calitățile care îmi plac mie. Și nebunie, așa cum ai zis tu. Și nebunie și cum se îmbracă, îmi place mult de tot de. Deci perfect, ar fi fost... Poate mă prind de bărbatul, că ne cunoaștem. Răzvan n-a fost colegul meu de bancă. Tu poate te bate pe tine pentru întrebare și scapi eu. Nu, pe Andrei Dobrogea, întrebarea nu, pe întrebarea nu-ți conținea numele Delia, tu ai ales numele Delia. Întrebarea era simplă, cu cine te-ai căsătorit dacă nu era Cora Mizil? Din punctul meu de vedere, la ora actuală e cea mai... din punctul meu de vedere, normal, nu? Perfect. Ia să vedem. Aici trebuie să dai trei nume. Dar fii atent, nu da răspunsul din întrebare. Dai trei nume și după aia vedem dacă rupem întrebarea sau nu. Trei nume de care nu i-aș vedea eu. Trei nume și apoi... Dacă mănânci iute, rupem întrebarea. Dacă nu mănânci iute, citim întrebarea și lumea află de ce ai denumit persoanelele. Păi n-am trei, am una singură. Pe Mădălin Voicu. Citim? Da, și să explici de ce. Pentru că omul la mână ce căuta, tot ce spune minte... E un conflict mai vechi. Dar nu e ca un conflict. Eu urmăresc și știu viața și știu ce face. Nu vreau să intru eu în viața omului, dar... Dar de unde a plecat râca asta între voi? Că a plecat, că erați prieteni. Complicată, da. Și foarte nasol la vârsta asta să ajungi la discuțiile astea. După Revoluție, oamenii s-au transformat foarte mult. Tu vă erați oarecum apropiați, nu? Eram frați. Dar dacă îl vezi ce spune și dacă îl vezi ce face și dacă îl vezi cum apare și îi intervine orice chestie mai să apară, ultima... Nu am prevăzut de multe ori, pe de mult timp. Nu te uiți tu la televizor. De exemplu, acum ultima chestie a apărut la... mi-a murit soara acum o lună, care aveam o relație specială de deosebite și n-am vrut să vorbim niciunul și singurul care s-a dus să vorbească a fost el, care nu înțelege să vorbească el de familia mea. Adică se bagă în orice și bate câmpii la greu. Dar de unde v-ați luat? Că asta a fost acum o lună cu o soră, dar e mai din trecut. Nu, e mai din trecut, dar îi spun că am mici de emisiuni, în primul rând el se bacă, ceartă pe toată lumea, cu ăla, cu educația, cu alea, cu alea, când nu vreau să intru mai multe amănunte. Deci întrebarea o citim, da? Păi pe restul n-am cu nimeni care sunt. Toți numește vedetele care consider tu că n-au ce căuta în showbiz, dar nu e în showbiz. E cum nu e în showbiz? Acum l-a dat afară și acum e toată ziua pe la antene, pe la Brancu, pe la Hancu, pe la...
Da. Adică mi se pare iurea să vii să dai lecții de viață, tu să critici pe alții de alte familii, ce fac copii, ce fac asta, când fiecare avem problemele noastre. Adică nu m-am băgat niciodată să-i dau eu sfatul ăla, de ce a făcut copilul așa, de ce a făcut copilul, el e mare expert în toate domeniile. El și cu tatoiul. Am uitat-o pe tatoiul, mâncați-a și gura ta. Fuuu, tatoate, am uitat, tu stai să faci ce înseamnă să-i uite pe tine tatoiul care nu te ui nici în groapă. Dar de ce? Pe Monica tatoiul? Da, sper, Iulea să vină, ea la mine nu. La groapă. Nu, dar cu ea de ce te-ai certat? E același chestie ca și cu ăsta. Ei știu absolut orice, dacă îi spui, la meteo n-au venit. Adică dacă e orice domeniu. Și în fiecare emisiune, ia uită, cred, și bați-ne cu un partid, bați-ne cu alt partid, să mă tragi în aceeași emisiune, ia cu ea. Adică și plus că se bagă în toate discuțiile și în toate familiile și toate chestiile. De ce nu înțeleg? Cred că toate chestiile astea au un substrat, că oamenii ăștia au, cu care Mădălin Voicu și Monica Tatoiu, ceva legat de Nu personale, îi cunosc că am fost... Dar cunoști personal și pe Monica, nu? Nu, pentru că nu ți-mi minte când am fost la tine mai închis într-o cameră și pe mai putut pe platou. Nu mai ții minte, pe de-aia n-am mai vin la tine. Da. M-ai băgat acolo, m-am prins, că dacă mă prindeam... Dacă m-ai certat? Da, am prins-o la alt post, dar nu m-am certat că ea m-a agresat. Dar am prins-o la alt post și oricum am înconjurat-o puțin. Adică nu se poate să-ți dai tu cu părerea despre viața oricui și să intri și cu dovezi, că are ea chitanțe, ea are absolut la orice subiect, are ea dovezi. De unde are dovezi, nu știu, le ține în nas. Păi dar n-ai văzut că ea știe dacă a tras unul pe nas, știe de cine a tras, de unde a luat, ce a făcut părinții, ce au făcut gaburi, ce au făcut ea. Ea știe absolut tot ce subiect. Păi e informată. Păi este informată, dar ți-am spus pe cine aș dau afară din showbiz, nu? Ia, alții o cheamă, nu? Deci pe Mădălin... Aolea, dar ce-am uitat-o pe asta, mi-ai stricat ziua dacă nu mi-am aminte. Plecam acasă, mă dădea cu capul de parbriz. Deci Păi dacă te întâlnești cu ea întâmplător pe stradă? Păi, când a invitat-o la o emisiune cu mine, a spus că poate să vină dacă își pune o pungă pe cap, să nu mă sperii, să nu fac infart. Păi ea s-a băgat în toate căsătoriile, al Borcea, al lui ăla. Ăla săracul era la pârnaie. Pelinel venea și ataca ea, dar nu că a atacat-o pe Pelinel și pe Borcea. Dar a atacat copilul care s-a născut și adică ce treabă ai tu în toate chestiile astea? Nu, dar m-aș dori. Nu are curaj. Da, nu știu, e o problemă probabil. Da, domnule, nu se poate să ți-am spus, eu am boală pe ăștia care ei nu fac nimic și tot să bagă să comenteze viața altora și alte chestii, nu? Lasă-i pe ăla că s-a căsătorit, omul are treabă, copilul, vii tu să spui cum e și a scris ea cărți. Ce cărți a scris? De bucate de... Perfect, dar sunt mulți oameni care se duc să bagă așa, să vorbească sau... Da, eu nu urmăresc pe toți, păi am seară în ochi, poate ai dreptate, au avut conflicte cu mine. Au avut, de asta zic, e și o chestie care... Dar nu e chestia de asta, ți-am spus, nu e calește multă lume. Tot sună. Lasă-i să sune. Dă-i pe mod avion. Păi, dar nu știu să dau pe mod avion. Nu știu, de asta zic, ăsta nu știu, cred că are opțiunea de mod nu avion. Nu, face toate astea, dar nu să... Nu știu. Deci, în afară de Mădălin Voicu, era Monica Tatoiu, da? Și aici e fără numele pe care le-ai mai precizat mai devreme. Păi unul e același și altul. Păi nu, n-ai voie, alte nume. Păi n-am voie. Jean Maurer, care m-a... Dar n-am voie să citesc. Care nici pe ăsta n-am înțeles nicio formă de ce a avut această reacție. Am fost crescut împreună, ne-am ajutat unul pe altul, am și stat împreună o perioadă. Bă, vrei să spun ceva? Păi ăștia i-au nebunit și au avut boala asta, fiind niște... La nu am voie să mai mă refer, fiind niște babe bătrâne, la vârsta noastră, șchiopi, să scoală mai mult în tine, n-avem voie, să scoală o idee în cap, era să o scap. Înțelegi? Și au luat tot timpul fete tinere care i-au despărțit de absolut toată lumea și mi se pare o imbecilitate să ții, tu ai, să ai 150 de ani, să aibă 18, să te dirigezi pe tine, să te despartă de toți prietenii și toată lumea. De cine zici acum tu? De Jean Maurer. Am înțeles. Adică, nu știu, mi se pare o cretinitate. Eu dacă mi-aș lua una tânără, nu. E, dar e copilul lui, nu? E copilul lui, cum vrei să fie copilul meu? Era prim-ministru pe vremea lui, nu? Da, dumneavoastră, am stat împreună și au avut o reacție care n-am înțeles-o niciodată și... da, în fine, personajele astea m-au încurcat. Pentru că eu niciodată n-am făcut rău în viața mea și prietenii tot timpul i-am ajutat cât am putut.
Întrebarea era, numește un prieten care ți era apropiat, dar te-a dezamăgit profund și detaliază. De detalia nu ai detaliat, de ce? Păi, ți-am spus, au fost discuții multe între noi, că n-a fost o chestie simplă așa, dar ți-am spus și devenind după aia având o ură față de de mine, nu știu, da, i-am încurcat, orică am apărut la televizor și ar vrut să apară mai mult, orică l-a certat aia, că e și găină de aprozar, s-a dus la o televiziune care oricum eu eram acolo foarte des și e normal că au pornit camera, știi, ești om de televiziune, știi cum e, mai ales dacă vine o găină care se sparge în culise, înțelegi? S-a spart imediat și le-a pus ea camera pe și mi-a arătat aia, ce mă-l chemați pe tatuatul ăla din țos, că a fost așa în alfabet, că a făcut mai scandalul, mai șucre, chemați-mă pe mine să vă spun ce să vă spună, cum a inventat bășina cu strop, ce să inventeze. Deci lucruri personale foarte adânci la un moment dat. Păi sunt adânci, dar ți-am spus că și la primul și la doilea au pornit de la chestii de la Gagici. Și știi ce mă bucur? De la Gagici? Da, da, că se uită acum să spunem doi, toate alea au fugit și i-au lăsat cu buzele umflate. I-au lăsat strigoi, măi, credeau că sunt frumoși, mă, mâncați-a și gura ta. Că vin baletul ăla și alb în cap și... Fiecare cu viața lui, acum mai ești cu ea, te despart. Ăsta al doilea, ca să vezi cât de proste. Dar noi nu știm, biserică, înțelegi că e alb șchiop gras, înțelegi, și spune popa să știu că ne face asta. Bunicii... Dar vezi și tu ce zi, ai grijă la limbaj. Păi nu, cauți previn. Fără limbaj. Vorbesc mut. Și i-a zis popa, bunicii de o parte și copiii de altă parte. Ce a făcut gangsterul ăsta de trei lei? A era cu afeță, s-a dus și l-a tuns cu o creastă și l-a vopsit roșu. Îți dai seama, un om gras, șchiop, bătând baston și o creastă aia roșie și eu aveam restaurant și era restaurant și îl trimite pe unul, că bă, vii acolo, vin și îl trimite pe unul, bă, e Jean acolo, ăla se uită în restaurant, nu e. Și ăsta tot măsura și eu spuneam, bă, ești cretin, urcă sus, e Jean acolo, nu e. Și vin și eu, mă uit, nu e. Și zic, unde ești, mă? Și mi-a făcut cu mâna, am căzut pe jos de râs, cum o să fii, mă, halul ăsta? Cum să zic, inventiv. Cum să fii inventiv, mă? Ce dracu. Hai să vedem ultima întrebare. Da, mai trimis tu? Ai trimis Dobrogea? Ia să vedem. O să trecem și pe tehnologie. Avem o întrebare. Ia. Bun, bun, bun. Fără niciun pic de ezitare pe Adriana Bacuțeanu. Citim sau mănânc iute? O să citești. Dacă vrei și mănânc iute. Nu, noi jucăm corect. Dacă mănânc iute, rup și lumea nu știe de ce te-ai referit la Adriana Bacmuțeanu. Nu, dom'le, de ce? Păi, dar am o relație deosebită cu ea și oricum, băi, îți dai seama că... Deci dacă vine sfârșitul lumii și ești nevoit să pleci pe o insulă pustie, însă numai însoțit de o vedetă, pe cine alegi? Oana Lis, Oana Roma sau Adriana Bacmuțeanu? Și ai ales... Păi cu Oana Roma, dacă rămâneam pe insulă, nu mai rămâneam, că mă mânca. Băi, cum poți să zici așa ceva? Ai zis să nu vorbesc trivial. Păi, dar cum poți să zici așa? Păi, fac o pâine mreu, muștar, zice, m-a alergat toată insula aia. Dacă nu... Bă, dar nu e frumos să zici. Băi, e frumos, nu e frumos, asta mi-a venit în cap. Da. Dacă vrei și mănânc iute, nu, că mi s-a făcut foame. Nu, uite, citește întrebarea asta. Ești curajos tu, dar ți-am zis că e foarte iute. Chiar mi-e foame. E foarte iute. Uite, asta a dat-o colegul din regie, Andrei. A zis că, haide, tate, să-l vedem aici. Care sunt acum sau care au fost? Acum. Dar poți să faci ambele categorii. Au fost și trecut și prezent. Dar acum nu prea mai sunt. E, nu. Care au but, care beau tare acum din showbiz. Deci ai dat întrebarea? Da, da, am dat, am mutat. Dar nu mai mâncă iute. A fost iute? Nu pot să mănânc la nivelul ăsta de iute, dar cine e din showbiz? Dar e iute, nu? Că sunt mulți oameni care zic, da, nu e iute, e un sos, un ketchup. Nu, le mănânc. Nu, dar zice, am văzut că nicio problemă. N-am mâncat niciunul acum, dintre ăștia care sunt acum. Zi din trecut, din prezent. Pe din prezent să bea așa unul de nivelul meu, nu niciun. Ok, din... Deci, întrebarea era, spune trei persoane din showbizul românesc, că urmă de înțeles. În trecut care bea, era acum, îl cheamă Mărculescu, care bea, Dumnezeu Sărete, combătea tare. Bea mai mult fete decât, am băut mai mult cu fete decât cu băieți. Și de la fete?
Nu, Lenon, pare nu Lenon Lisa. Mi-a spus băieții. Păi și acum cine bea din showbiz? Nici știu cine e showbiz. Tu ești un fel de, cum să zic, craiul prin showbiz. N-am mâncat niciunul care bea. Care zici că rupe în două sau să vină matol. Eu am fost singur care am venit matol la emisiuni. Obligat. De ei. Că dacă nu, nu te-ai fi dus. În halul ăla, nu. Ce faci? Cum a fost anul ăsta pentru tine? Am avut foarte multe înmormântări. Din păcate. Pentru că exact cum spuneai, cu o lună ți-ai pierdut un om foarte apropiat de da, familie. Și un cumătru și niște mătuși și socră-miu. Nu, a fost un an greu. Da. Și un an și stresam cu nenorocirea asta, cu COVID-ul, cu COVID-ul, cu toate astea. Nici nu știu, v-am dat foaia sau nu v-am dat foaia, poate plec fără foaie. Că ce? Că... Adică mi se pare că au exagerat prea mult cu nenorocirea asta, cu vaccinul și cu COVID-ul și că murim și că nu murim și că... Eu am avut-o, n-am avut nimic, că... Dar cei din familia care ți-au murit n-au, nu din cauza COVID-ul? Nu, nu. Cancere, alea. Un an pe care sper să-l uiți cât mai... Da, cât mai... foarte nasol, anul, așa, din punct de vedere material bun, din punct de vedere artistic, deci nu de showbiz asta. Acum încep un film cu actori foarte mari, artistic, care oricum e un film, rămâne o realizare, chit că mă înjură lumea. Ia zi, ce rol, azi că mă spune-o ține întrebări ca să mănânci uite. Ce rol mi-a dat în film? Să te fac varză. Păi spune-mă filmul sau cine mai zi un actor ceva. Joc eu Nicodimu Ungureanu, Florin Piersic Junior, Magda Catone, mai sunt mulți. Okay, deci ce rol cred că ți-au dat ție în film? Da. Mafior? Nu. No. Mănâncă dulce, nu. Nu mă, eu nu, asta a zis șef de pepe, acest vine și mănânci dulce. De, exact, exact. Ce ți-a dat șef de? Penitenciar. Am înțeles. Perfect. Pentru 2022 asta, film? Da. Începe acum, începem la Jilava. Trebuie să fim la 5 dimineața ca film, putem intra. Experiență nouă, e prima dată, nu? Când merg într-o pușcărie, nu am mers foarte mult în vizită, că foarte mulți prieteni mei au cochetat cu pușcărie. Eu nu am 5 filme, cum? Un rol așa mare. Păi la Mircea Danieluc am rol principal în Marlena, mare regizor, Mircea Danieluc. Nu te uiți la filme, vezi? Nici omul la emisiune tale. Sunt închid. Nu mă, fii atent. Zice că ai făcut și probă ce de zici, Dani? Da. Ce? Am jucat și la Horațiu Mărele, am jucat și mai multe filme. Da. Două la Danieluc, unul la Horațiu Mărele și două la alții. Perfect. Serghei, păi atunci să ai multă baftă și să continui canalul de YouTube. Acolo poți să te găsesc oamenii. Serghei Mizil pe YouTube. Am și uitat canalul, dar Serghei Mizil pe YouTube. De păi știu, eu nu vezi că știu, bag numere. Ok, perfect. Atunci, am început de două luni și am mare succes. Da, păi de asta zic, și pe TikTok e foarte viral și la Pepe ai făcut un super spectacol. Te-am văzut la Gojira, unde iarăși mi-a plăcut foarte mult. Da, acolo am vorbit pe alte subiecte, la Pepe am vorbit pe alte subiecte, adică și aseară am fost la o emisiune pe subiecte serioase care am rupt în două. Am primit 50 de telefoane tot ziua. Mă bucur mult de tot, ai grijă de tine și cel mai important e să fii sănătos și Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat din familia ta. Asta e totul? Atât, a fost ușor. Întrebările au fost. Să spune și mie, unul care bea în showbiz, ca să beau cu el măcar. să ne scriem, dacă nu știi tu, îți dai seama. Să ne scrie, mă, cineva, ciucă pe cine am. Beau cu, mă, beau cu Dan Capatos, că am o relație și în afară de emisiune. Mai beau cu Horațiu de acolo, care e așa, dar nu, Horațiu nu e în showbiz, dar nu sunt niciunul de... să rupă în două sau să... Am întrebat, nu, nici noi gândeam așa, nu știu, niște persoane, habar n-am, cum ai zis mai devreme, că existam în trecut. Mulțumim mult de tot! N-ai pentru ce?